Este prima dată și pentru tine când vii pe Valea Doftanei, nu? Da. Și o să fie și prima experiență la glamping în România. Așa-i? Da. Nu am mai stat la glamping în România deloc până acum. Ne-am uitat la atâtea glamping-uri că am senzația că am stat, dar nu. Nu. Așa că urmează să ne casăm la Valea Doftanei glamping și sunt destul de curioasă. Bună dimineața! Deci cum? Mergem cu bicicletele? Da, mergem cu bicicletele. De ce nu? Ai zis tu asta? Da. Hai să vă arăt cortul până una alta. Ce zici? Le arătăm? Da. Hai. Așa, deci pentru cine nu știe ce este un glamping, ia explică-ne. Glamping este atunci când dormi la cort, dar cortul este un pic fancy. Da, vine de la camping și glamorous. Și glamorous, da, glamorous camping. Noi am mai făcut glamping în Mexic, acolo era un glamping altfel, era așa într-o pădurice, aveai și baie privată, dimineața te aduceau apă caldă. Aici avem doar cort, toaletele și dușurile sunt acolo afară. Acolo sunt dușurile și acolo sunt toaletele. Și mai este o toaletă și înăuntru. În casă, da. Casa. Sunt 5 corturi. Există fel de fel de glamping-uri. Acesta este unul într-un sat. Haideți, welcome to our crib. Ai un pat mai în care poți să dormi bine, confortabil, criză, lumină, încălzitor. Aerotermă, da? Da. Și cam asta este glamping. Hai să mai bem niște cafea, da. Și voi să mergem cu bicicletele. Da. Hai. Să mergem. Ai bicicleta de fată și cai de băiat. Păi astea de fete sunt mai mici, cred. Aia prima e de fete. A, după cadru. Da, obviously. Drept, nu? Da. Dar de ce e drept? Nu știu. Nu știu. Să vă loviți mai tare? Da, da. Că, nu, știi de ce? Că femeile purtau fustă și ca să nu ridice piciorul peste cadru. Ia vezi. Ți-e bună așa? Se reglează ușor. În care țiplă pe ea. Da, mai sunt noi nouțe, totul este super nou. Da, nu cred că am zis, este super recent deschis, n-are nicio lună. Exact, în iulie. Totul este nou și proaspăt. Da, cred că trebuie să mai miști un pic, că se aude ciudat. Să mai miști de un schimbător, nu știu de care. Zi sincer, mai poți? Da, pot, dar mai obosesc. Bun. Și ce s-a întâmplat? S-a obosit. S-a mers câțiva kilometri. Și de la 2 în sus mi-a seama câțiva. Da. S-a mers 2 kilometri și s-a obosit și s-a oprit pe 2,400. Așa, bravo. Și se aude și râul. Negraș. Așa. Nu mai este așa roșie. Un pic. Eu tocmai mă gândeam că nici nu știu dacă am mai făcut până acum off-road cu bicicleta, în afară de tura cu bicicletele electrice. Din Harghita avem vlog pus. Parcă nu mi-amintesc să mai făcut off-road cu bicicleta. Am mers doar prin orașe, în Berlin, în special în orașe din astea care sunt foarte prietenoase cu bicicleta. Nu știu, cred că n-am mers prea mult când eram mică pe bicicletă și de asta nu sunt așa confortabilă cu bicla. Să zicem că am mai bifat o noutate. E mișto pe la vale! Da! Oh my god! Oh, ce smut te-ai oprit! Foarte nice, deci traseu de la Valea Doftanei Glamping până la cabana... Valea Negrașului. Așa. Și pe aici puteți să stați pe lângă apă. Dacă veniți cu pături ca să faceți picnic, noi vrem să facem picnic la lac. Lacul Paltinu, cred că se cheamă, nu? Da. Mm-hmm.
frumos. Intensiv. Și aici, tradițional, șnițel. Deci am revenit la restaurant Veveriță. Și este, de data asta și filmăm mâncarea. Este bună. Ăștia, mamă, tu dai fol. Come back! Hai să vă arăt și eu. Vine ploaia? Un pic, da. Și eu. Cap. Și pe tine? Uh-huh. Se simte presiunea atmosferică. E prea cald. N-am făcut cine știe ce, că au fost 6 biciclete. 6 km dus întors cu bicicleta maxim. Din care la întoarcere a fost doar vale, n-a trebuit să pedalez mai deloc. Am venit aici frumos, la umbră, la picnic. Mă apuc să-mi termin cartea până vine ploaia. Nu știu cartea asta, s-o citiți. Eu am citit de la același autor Biblioteca de la miezul nopții și aia mi-a plăcut foarte mult mie. Îl deranjăm pe Alex la ora de lectură. Eu în ultima vreme am citit a treia carte de la Ialom. Este psihoterapeut, are multe cărți faine. Vă recomand să citiți. Vă vine la mână ce vă atrage pe voi de la el. Și vreau să mai zic ceva, dar nu mai știu ce. Da, că mi se pare funny că i-am zis-o trepiedului la un moment dat Stabilopod și de atunci așa i-a rămas numele. Asta vreau și eu să zic acum. Valea Doftanei e fain pentru relaxare, așa. Bine, noi nici n-am venit neapărat să facem prea multe trasee sau să ne obosim prea mult, pentru că e prea cald, la 30 de grade eu nu pot. Dar aveți oricum de făcut. Și aveți de urcat pe dealuri, pe munți, pe aici, prin zona, aveți destul de multe opțiuni. Dacă nu, la firul ierbii, bătrânești așa. Ce faci, Monkey? Uite, încerc să-mi găsesc echilibru. Și la propriu și la figurat. Eu mă gândeam, poate căutăm un alt deal de pe care să vedem apusul. Am venit pe dealul Secăria, nu? Da, nu știu dacă așa se cheamă dealul, dar așa se cheamă satul. Secăria. Și am venit să vedem apusul. Ia uite, așa am găsit un platou și se vede 360. Că nu putem pleca până nu vedem ce se întâmplă și pe dealul de celălalt. 6 km de mers în 20 de minute până la o cabană. Deci probabil că drumul nu e grozav. Să vedem, peisajul însă pare drăguț. Frumos peisajul și de pe partea asta, nu? Da. A meritat un picuț. Da. Da. Și la sugestia unei cititoare am venit în satul Pietriceaua. Am trecut prima dată prin satul Brebu, unde am sesizat că toate casele erau foarte drăguțe, aranjate. Erau și multe case noi, dar și cele vechi aveau grădini frumoase. Foarte îngrijit satul, asta vreau să spun. Și acum suntem în satul Pietriceaua. Și acest sat este unul foarte drăguț, foarte curat. Am citit despre el că este locul în care Vlad Țepeș îi trăgea în țeapă pe boieri. Și am mai citit despre acest loc că Muzeul Satului din București l-a declarat unul dintre cele mai frumoase sate din România. Acum, sincer să vă zic, eu nu știu de ce. Dar așa să
te plimbi, ai de aiurea prin sate, e fain. Da. E una din activitățile pe care le facem de fiecare dată când plecăm prin România. Pur și simplu luăm satele la picior, vreau să zic, dar nu cu mașina. Și cam asta. Cred că aici se încheie aventura noastră în zona Valea Deftanei. Sunt destul de multe activități în zonă. Până data viitoare, numai bine. Spor la călătorit și să fiți bine. Da. Vă pupam, pa! Și like, share, subscribe, știți, da? Dar da. Deja ai zis pa, nu se mai uită nimeni. Hai și pe blog și pe Instagram. Ne vedem. Ne SMS. Pa! Arrivederci!